Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest, costă 35 de gold, Royal Delivery și Hell Spirit. Mai avem un Golden Chest care are 568 de gold, 3 Musketeer, Ice Spirit, Fireball și Electro Dragon. Și mai avem un reward, 10 cărți rare și anume 10 Fireball. Ok, și haideți să continuăm cu meciurile la War. O să începem cu un Sudden Death Battle. Să vedem cum ne descurcăm aici. Ok, nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Să punem dragonul pe partea stângă, să ne apărăm de acel Firecracker. Hai să punem și Tesla aici, trimite mini-P.E.K.K.A. Și vom face un push cu mini P.E.K.K.A, Valkyrie și Hog și vom da un freeze pe turn. Ah, puteam să prind și acel Knight. Ok, o să dăm o rachetă aici. Vedem dacă reușim să prindem nu. Și am dat prea repede acel Eros. Să punem o Valkyrie în spate. Punem și Tesla. Trimitem Hog-ul. Da, o să trimitem și mini P.E.K.K.A. cu Baby Dragon aici. Și am avea nevoie de un freeze acolo. Hai să vedem. Da, un freeze, dar rămânem fără mini P.E.K.K.A. și fără Hog. Din păcate nu reușește să dea niciun hit pe turp. Ok, mai așteptăm un pic ca să prindem acel Electro. Să punem aici mini P.E.K.K.A-ul și cred că voi da Eros mai degrabă. Bun, și ne descurcăm destul de bine cu acest atac. Puteam să ne luăm mult mai rău. Hai să trimitem Hog-ul. Punem din nou freeze-ul aici. Da, și de data asta l-am pus bine. I-am prins două trupe și reușește Hog-ul să dea vreo 3 hituri acolo, cred. Punem aici Valkyrie, să dăm și un Eros. Și Nu scăpăm de acel Mega Knight. Să punem... Ah, cam târziu acel Tesla. Și hai să vedem dacă reușim un push bun aici. Da, nu prea. Nu prea are acel Mega Knight care... Combinat cu Electro... Face ravagii. Să punem din nou Baby Dragon-ul. Să trimitem aici din nou Hog-ul. Oh, și dăm un Eros degeaba. Ok. Hai să punem și mini P.E.K.K.A. Să punem Tesla. Cu Baby Dragon din nou. Băi, și se lungește destul de mult acest match. Cred că vom intra în overtime. Mai punem un Baby Dragon aici. Și trimitem din nou Hog-ul. Ok. Oh, cred că va trebui să dăm... Dăm niște rachete acolo pe... Da, prea târziu. Pierdem primul match din acest war. Hai să luăm repede cărțile. Și vom da un clasic. Hai să vedem cum ne descurcăm cu un deck clasic.
Boy și arată destul de bine așa la prima vedere. Începem cu muschetira. Trimitem și bandita, să vedem pe unde. Hai să punem aici barbarii. Trimitem și bandita. Și o să dau și un, și un barrel aici. Și ce rău. Ce rău am, am jucat acolo. Da. O să ne luăm ceva damage. N-avem de unde să intuim care acel Mega Knight. Trimitem din nou Flying Machine și să încercăm o... Eu nu prea știu ce mai putem încerca. Mai dăm un... Și reușim să-i dăm și noi jos primul tur. Dar va fi destul de greu și să-l învingem. Hai să trimitem Barbarians pe partea stângă. Stăm aici din nou în un barrel. Și cu puțin noroc, s-ar putea să obținem victoria. Uite, mă, din nou Hoji. Dăm și un barrel. Și reușim să obținem o victoria nesperată. Nu mă așteptam să mai întoarcem scorul acolo. Ok, ne luăm repede cărțile și hai să mai dăm un student dead battle. Și sper eu să reușim o victorie de data aceasta. Punem Tesla. Hai să punem și mini pack aici. Să dăm un freeze pe acel. Da, și am sperat că va pune un ceva army, nu știu, ori scheletul, uite exact. Schelet în armii sau beți sau altceva. Oi, și n-a reușit acolo să ne dea hit acel mini P.K. Asta e bine. Spunem aici un freeze și imediat Valkyra. Ok. Trimitem Baby Dragon-ul. Spunem mini P.K. pe acel execuționer. Ok, cu un freeze acolo, da, reușim să
să-i scoatem Skarmiu. Și dacă va ajunge mini-P.K. cu un hit, ah, ce bine, a reușit să dea un hit mini-P.K. acolo. Hai să vedem cum îi scoatem prințul. Oh, și cât damage a dat acel Baby Dragon. I-a distrus turnul și am obținut victoria. Ok, deschidem repede și acest chest. Avem și un log. Și avem, din nou, cărți destul de bune la prima vedere. Momentan unele sunt de level 9, level 11, mai avem câteva. Dar vom vedea, mai e destul timp până la war. Ok, prin chat nu avem nimic de donat. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!